Sărbători închinate sfinților. Disciplina religie, cultul ortodox, clasa 7. Cinstirea sfinților ocupă un loc important în viața religioasă ortodoxă. La început, sfinți erau numiți toți creștinii care se botezau și duceau o viață nouă și curată. Dar după ce a apărut denumirea de creștin, termenul de sfânt s-a restrâns indicând doar eroii credinței creștine, adică pe acei care s-au făcut remarcați prin credința, faptele lor bune și viața exemplară. Sfinții au fost patriarhi, drepții și proroci, precum Sfântul Ilie, sau apostoli și ucenici ai Mântuitorului, precum Andrei, Petru și Pavel, Filip, martiri sau mucenici, precum Sfântul Arhidiacon Ștefan, mărturisitori, Sfântul Maxim Mărturisitorul, dascăl și ierari, mari teologi, precum Sfinții Trei Ierari, pusnici, călugări, cuvioși și cuvioase, precum Cuvioasa Paraschiva sau Sfântul Antonie cel Mare. Sfinții au avut diferite meserii. Unii au fost împărați sau domnitori, Constantin cel Mare și mama sa Elena, Ștefan cel Mare și Sfânt, Constantin Brâncoveanu. Alții au fost mari dregători și comandanți de oști, Ambrozie al Milanului, Sfântul Mare Mucenic Gheorghe. Alții au fost simpli ostași, Victor, Dasie. Alții au fost cărturari, teologi și dascăli, Ioan Damaschin. Alții au fost medici și tămăduitori, Sfântul Pantelimon, Sfinții Cosma și Damian. Alții au fost tâmplari, precum Sfântul Iosif, sau pescari, Sfântul Apostol Matei, păstori, Sfântul Amos, Sozont, robi sau slujnice, Onisim, care a fost sclav, și Haretina, slujnică, cărbunari, Sfântul Mucenic Alexandru Cărbunaru, sau plugari, Sfântul Hieron. Sfinții au avut diferite vârste. Unii au fost prunci sau copii, precum Sfântul Matei, fiul domnitorului Constantin Brâncoveanu sau Sfânta Filofteia. Alții au fost tineri și tinere, precum Sfânta Marina, sau bătrâni, Sfântul Policarp al Smirnei de 86 de ani sau Sfântul Simeon, episcop al Ierusalimului, la 120 de ani. În vremea aceea nu exista o situație clară a tuturor datelor de naștere. Pentru a păstra memoria sfinților, erau consemnate datele trecerilor către lumea cerească. Doar Maica Domnului și Sfântul Ioan Botezătorul fac excepție de la această regulă. Lor le este sărbătorită și nașterea, pe 8 septembrie, respectiv pe 24 iunie. Deci, una dintre cele dintâi și mai importante forme de manifestare a cultului sfinților a fost instituirea sărbătorilor, zile închinate pomenirii și cinstirilor. La început, în fiecare an, creștinii se adunau la mormintele martirilor. Începând cu secolul al IV-lea, la sărbătorile martirilor s-au adăugat și sărbătorile mărturisitorilor, apoi cele ale pusnicilor, călugărilor, ierarhilor, teologilor și așa mai departe. Sărbătorile sfinților cu cinstire generală sunt cele pe care le cunoașteți și voi, ale Sfântului Dimitrie, Nicolae, Arhidiaconului și întâiul mucenic Ștefan, Vasile cel Mare, Soborul Sfântului Ioan Botezător, Sfinții Trei Ierarhi, Împărații Constantin și Elena, Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul, Sfinții Petru și Pavel, Sfântul Mucenic Gheorghe, Sfântul Proroc Ilie. Avem și sărbători ale sfinților cu dată schimbătoare. Iată care sunt acestea. Sfântul Teodor Tiron, care este pomenit și în prima sâmbătă din Postul Mare, dreptul Lazar în sâmbăta de dinaintea Floriilor, Sfântul Grigorie Palama, duminica a doua din Postul Mare, Sfântul Ioan Scăraru, duminica a patra, Cuvioasa Maria Egipteanca, duminica a cincea din Postul Mare și Sfântul Apostol Toma, prima duminică după învierea Domnului. Biserica Ortodoxă Română a rânduit sărbători ale sfinților români. Iată, în Moldova avem
Sfântul Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt pe 2 iulie, Sfântul Cuvios Onufrie de la Vorona, Sfântul Mucenic Teodosie de la Mănăstirea Brazi, Sfântul Paisie de la Neamț. Căutați pe internet data sărbătoririi sfinților amintiți. În Transilvania avem Sfântul Iosif de la Partoș, pe 15 septembrie, Sfinții Mărturisitori Visarion și Sofronie și Sfântul Mucenic Oprea, Sfântul Pahomie de la Gledin. Căutați pe internet data sărbătoririi sfinților amintiți. În Dobrogea avem Sfântul Mucenic Dasie pe 20 noiembrie, Sfinții Astion și Epictet, Sfinții Martii de la Niculițel, Zotic, Atal, Camasie și Filip. Căutați pe internet data sărbătoririi sfinților amintiți. În țara românească avem Sfântul Voievod Neagoi Basarab pe 26 septembrie, Sfânta Nichita Gotul, Sfântul Antonie de la Iezeru, Vâlcea, Sfântul Gheorghe de la Cernica și cuviosul Ioanichie cel Nou din Muscel. Căutați pe internet data sărbătoririi sfinților amintiți. Exerciții. Caută în calendarul creștin ortodox sfinți români din zona ta. Formulează 2-3 propoziții prin care să amintești data sărbătoririi și 2 virtuți ale unuia dintre sfinții români.